Din nou în direct, continuă atacurile lansate asupra rebelilor din Yemen. Statele Unite ale Americii și Marea Britanie au demarat o nouă ofensivă împotriva mai multor ținte care aparțin grupului aliat cu Israelul. Până în acest moment, oficialitățile americane nu au dorit să ofere mai multe informații cu privire la numărul țintelor lovite. Anterior, atacurile forțelor americane și britanice au vizat în principal rachete și instalații radar ale rebelilor. Noua serie de atacuri a avut loc la scurt timp după ce o navă americană a fost lovită cu rachete în Golful Eden. Rebelii Houthi susțin în continuare că atacurile lor sunt în semn de solidaritate cu palestinienii din fâșia Gaza. Ei au anunțat că își vor intensifica atacurile în perioada următoare, vizând toate sursele de amenințare din Marea Roșie și Marea Arabă.